Rex confirmă că un polițist de la Buiucani trăiește la sectorul de poliție. Ce aveți grădiniță aici, Adeamu? Nu, aici trăiesc. Dar cum puteți trăiți la sectorul de poliție? Cum puteți trăiți la sectorul de poliție? Domnul polițist, cum puteți trăiți la sectorul de poliție? Interesant el cum separă activitatea domestică cu cei de serviciu. A, da, cum ați vorbim? Stai amenințare, nu? Bine, bine. Sper că știi și legea pe care îți te bazezi. Dar de fapt cu ocazia asta îți citești legile. Ce e mașina lor? Parcată cam ilegal, nu? Pe spații verzi. O duce bine poliția. Șeful de sector 1 la inspectoratul de poliție Buiucani. Îl cheamă Cornescu. Și-a făcut apartament la locul de muncă. A? Ninu Nat, cum s-ar zice. Și asta e mașina de serviciu. Asta e bicicleta mea de serviciu. Aici aș face reparații. Tovarășul polițist. Ce? Mami, ai venit dumneata? Și am venit la dumneata acasă? Asta e clădire de stat. Asta e sectorul de poliție numărul 1. În ce bază, domnul Cornescu, locuiești dumneata aici? Sunt documente, întrebați la autorități, dar nu filmați proprietatea mea privată, bine? Da? Acolo este două lucruri bine, ce sunt? Bine, bine. Aveți grijă cum filmați datele de care trebuie. Bine, bine. Ce? Și dat în folosință sau e chiar proprietatea dumitale de-am? Da, da. Nu dumneavoastră sunteți persoana care trebuie să-mi dați aceste întrebări. Ba da, ba da. Dumneata ești în uniformă de stat, ești reprezentant al statului, funcționar public, mă interesează în ce condiții. Dar ce are? Orice cetățean poate ce are chiar asta. Nici măcar cetățean nu trebuie să fie. Ființă vie și de-a mare dreptul să te întrebe. Nu ridicați voce, mi-am înțeles? Cal cum vorbesc și eu, cal, bine? Hărășo. Ok? Nu, hărășo, dar bine. Dar nu se poate să zic cum vreau. Și mașina asta e tot a dumitale? Eu te întreb. Am înțeles. Sper că e și în declarații de venituri și de averi. Da, așa e că ai parcat-o cam ilegal, că n-ai voie să parchezi mașina pe spații verzi. Eu cred. E că o să întrebăm poliția patrulare. Dacă dumneata ești de sector și nu te pricechi, așa de la patrulare ar trebui să știi. Pe spațiile verzi nu-i voie să parchezi mașina. Sau încă pe trotuar. Ia uite și trotuarul e ocupat. Tovarășul Cornescu, s-a aranjat bine, minunat. Alții își fac casteluri, dar el a ocupat sectorul de poliție. Pentru familie. Din coași pochi și-a făcut business la spitalul de urgență. De ce nu, dacă se poate? Țara lui Papu Revole. Cetățenilor nu le pasă și mafia face ce vrea. Mafia cu epoleți, mafia cu sutane. Vine o ambulanță, da. El nu o s-o vadă. Ambulanța ar trebui să pornească și sirena, nu numai girofarul. O să-l aștepte, că el are priorități. În uniformă de serviciu se ocupă de familie. Interesant, când vine la serviciu, lasă uniforma, nu e așa că logic așa trebuie să se întâmple. Pentru familie îmbraci uniforma și în serviciu public pantaloni sportivi și lomul, ranga,
sau gvozdodiorul, levierul. Și te duci să lucrezi pentru clanul care te-a angajat. Părerea mea.